Capitolul al 14-lea Acolo o zi și aici un an Prima parte Momo se trezi și deschise ochii. Trecu o vreme până ce își seama unde se află. Nu înțelegea de ce se găsește pe treptele de piatră acoperite de iarbă ale vechiului anfiteatru. Nu fusese oare abia cu câteva clipe în urmă la maestru Ora în casa niciunde? Cum de ajunsese dintr-o dată aici? Era întuneric și răcoare. În zarea din răsărit se crăpa de ziua. Momo tremura de fric și strânse mai bine pe trup cu ei mult prea mare. Își amintea foarte limpede de toate prin câte trecuse, cu treierarea marelui oraș în timpul nopții, pe urmele broaștei țestoase, cartierul cu lumina cea stranie și casele orbitor de albe, ulița nici când, sala cu ceasuri nenumărate, ciocolata lichidă și franzeloțele cu miere, fiecare cuvânt în parte al discuțiilor ei cu maestrul Lora, precum și ghicitoarea. Înainte de toate și amintea însă de întâmplările sub bolta de aur. Nu trebuia decât să închidă ochii pentru a revedea minunăția de culori nemai văzute vreodată a florilor. Iar glasurile soarelui, al lunei și al stelelor încă îi mai răsunau în urechi, și chiar atât de limpede încât era în stare să îngâne și melodiile. În timp ce cânta în citișor, cuvinte luau naștere în ea, cuvinte ce exprimau într-adevăr mireasma florilor precum și culorile lor nemai văzute vreodată. Cuvintele erau rostite de vocile din amintirea lui Momo, iar cu amintirea însă se întâmplase o minune. Acum fetița găsea în ea nu numai ceea ce văzuse și auzise, ci mai multe și mereu mai multe. Ca dintr-o nesecată fântână fermecată apăreau mii și mii de imagini de flori ale clipelor, iar la fiecare floare răsăreau noi cuvinte. Momo nu trebuia decât să asculte cu atenție înăuntru ei pentru a le repeta. Ba chiar a le cânta. Era vorba despre lucruri minunate și tainice și repetând cuvintele, Momo putea înțelege semnificația lor. Prin urmare, la aceasta se gândise maestrul lor când spusese că din lăuntrul ei trebuie să crească cuvintele. Sau nu fusese cumva totul doar un vis? Nu cumva toate nici nu se petrecuseră cu adevărat? Pe când Momo stătea și se gândea, văzu cum jos, în rotondă, se mișcă ceva. Era o broască țestoasă, căutându-și tacticos ceva ierburi de ronțăit. Momo se strecură repede până jos la ea, așezându-se alături pe iarbă. Broască țestoasă ridică o clipă capul, examină fata cu ochii negri, bătrâni și apoi se hrăne liniști de mai departe. Bună dimineața, broască țestoasă, spuse momo. Niciun răspuns nu a apărut pe carapacea de pe spinarea broaștei țestoase. Tu ai fost oare cea care m-a dus noaptea trecută la maestrul Lora? Din nou niciun răspuns. Dezamăgită, Momo a început să suspine. Of, păcat. Prin urmare, nu ești decât o broască țestoasă obișnuită și nu... Of, am uitat numele. Era un nume frumos, dar foarte lung și neobișnuit. Nu l-am mai auzit niciodată mai înainte. Casiopea a apărut dintr-o dată în litere slab luminate pe carapace. Momo descifră cu încântare. Da!" exclamă bătând din palme. Acesta era numele. Prin urmare, totuși, ești chiar tu. Ești broasca țestoasă maestrului Ora, nu-i așa?" Cine altfel?" Apărui iar scris pe carapace. Atunci, de ce nu mi-ai răspuns de la început?" Îmi iau micul dejun." Iartă-mă, N-am vrut să te stingheresc. Aș dori numai să știu cum se face că dintr-o dată sunt din nou aici. Dorința ta. Ciudat. Nu mi-am de deloc, dar tu, Casiopea, de ce n-ai rămas la maestrul ora ce ai venit cu mine? Dorința mea. Mulțumesc foarte mult. E drăguț din partea ta. Cu plăcere. Astfel se părea că broasca testoasă a încheiat convorbirea căci pășia a păsat mai departe pentru a-și continua micul dejun întrerupt. Momo se așeză pe treptele de piatră bucurându-se că îi va revedea pe Bepo, Gigi și pe ceilalți copii. Ascultă muzica ce nu contenise să răsune înăuntrul ei. Deși era singură de tot și nimeni nu auzea, începu să cânte tot mai tare și mai inimos melodiile și cuvintele auzite în ea. Îi se părea că și păsările și greierii și pomii, pa chiar și străvechile pietre o ascultă acum. N-avea de unde să știe că pentru multă vreme nu avea să mai găsească alți ascultători. N-avea de unde să știe că și aștepta cu totul zadarnic vechii prieteni, că lipsise foarte multă vreme și că lumea se schimbase între timp. Cu Gigi Ghidul le-a mers destul de ușor, domnilor cenușii. Totul începuse aproximativ cu un an în urmă scurtă vreme după ziua în care Momo dispăruse fără urmă, când apăruse ziar un articol despre Gigi. Ultimul povestitor adevărat de basme, scria acolo. Pe urmă se mai spunea unde și când poate fi întâlnit că el reprezintă o atracție ce nu trebuie scăpată. După aceea, începură să vină tot mai des oameni la vechiul anfiteatru pentru a-l vedea și a-l asculta pe Gigi. Firește că băiatul nu avea nimic împotrivă. Ca întotdeauna, Povestea ce îi trecea prin cap, iar la sfârșit colinda cu chipiul său, care se umplea de fiecare dată cu monede și cu bagnote. În curând fu angajat de o întreprindere turistică cei mai plătea în plus și o sumă fixă pentru dreptul de a-l prezenta ea însăși ca o atracție. Turiștii erau aduși în autobuze și după scurtă vreme, Gigi fu nevoit să respecte un adevărat plan orar pentru că, într-adevăr, toți cei ce plătiseră pentru acest scop să aibă prilejul să-l asculte. Momo Începu să-i lipsească foarte tare, încă de pe atunci, căci poveștile lui nu mai aveau aripi. Deși tot se mai opunea cu perseverență, povestirii de două ore aceleași bazm, chiar și atunci când i se oferi suma îndoită pentru a repeta câte o poveste. Peste câteva luni nu mai avu nevoie să apară în vechiul anfiteatru și să colinde apoi cu chipiul. Radioul îl angajă și mai târziu chiar și televiziunea. Acolo își povestea acum de trei ori pe săptămână istoriile în fața milioane de ascultători și câștiga o mulțime de bani. Între timp se și mutase din apropierea vechiului anfiteatru într-un cartier cu totul diferit, unde locuiau toți bogătașii și celebritățile. Închiriase o casă mare și modernă situată într-un parc îngrijit. De asemenea, nu se mai numea Gigi, ci Girolamo. Încetase de mult să mai născocească mereu noi povești ca înainte. Nu o mai avea timp pentru așa ceva. Începu să-și gospodărească economic ideile. Dintr-una singură făcea acum cinci povești diferite. Când nici aceasta nu mai fu suficient pentru a răspunde cererii mereu crescânde, într-o bună zi, făcu ceva ce n-ar fi trebuit să facă. Istorisi una din poveștile care nu îi aparțineau decât lui Momo singură. Fu la fel de grăbit ca și toate celelalte și apoi uitată imediat. Se cereau încă multe alte povești de la el. Gigi era atât de amețit de un asemenea ritm, încât fără să mai stea mult pe gânduri, divulgă în șir una după alta toate poveștile ce fusese destinate numai lui Momo. După ce o povestise pe cea din urmă, simți dintr-o dată cât de gol e pe dinăuntru și pustit și că acum nu mai poate născoci nimic nou. Era surprinzător că nimeni nu părea să observe asta. În orice caz, cererea nu fu cu nimic influențată. De ea se agățase Gigi precum se agață unul ce se neacă de o scândură, căci acum doar era bogat și celebru, nu visează întotdeauna să ajungă aici? Totuși, uneori noaptea, culcat în patul său cu plavoma de puf și îmbrăcat în mătase, îi se făcea dor de cealaltă viață când fusese împreună cu Momo și cu bătrânul Bepo și cu ceilalți copii și când mai știa într-adevăr să povestească. Într-acolo nu mai ducea însă niciun drum, căci mama era și rămânea dispărută. La început, Gigi făcuse câteva încercări serioase pentru a o regăsi, dar mai târziu nu mai avusese timp. Acum avea trei secretare foarte capabile care încheiau contractele pentru el, lor le dicta poveștile, se ocupau de reclama sa și îi fixau programele și datele, dar un termen pentru căutarea lui Momo nu mai putu fi inclus niciodată. Nu mai rămăsese decât foarte puțin din vechiul Gigi. Totuși, într-o bună zi, își adună cât mai rămăsese și se hotărâ să se gândească la sine. Își spuse că acum ajunsese să fie cineva cărui voce avea greutate și care era ascultat de milioane de oameni. Cine, dacă nu el, ar fi putut spune oamenilor adevărul? Avea de gând să le povestească despre domnii cenușii. Mai avea de gând să le spună că nu e vorba despre o poveste inventată și că îi roagă pe toți ascultătorii? Să-l ajute în căutarea lui Momo. Luase hotărârea într-una din nopțile când i se făcuse dor de vechii săi prieteni. Când se ivire zorile, îl găsi șezând la masa sa de lucru pentru a-și face note în vederea planului său. Înainte însă de a fi scris primul cuvânt, sună telefonul. Ridică receptorul, ascultă și încremenit de spaimă. O voce straniu, de lipsită de orice intonație, oarecum cenușie. Îi vorbea și totodată simțea cum se răspândește în el un frig, părând să-i zborească din măduva oaselor. Renunță! Te sfătuim cu binele! Cine el a aparat? Știi foarte bine! Desigur că nu mai e nevoie să ne prezentăm. E drept că până acum n-ai avut încă direct plăcerea să ne întâlnești, dar de mult ne aparții cu totul, cu totul. Îndrăznește să spui că n-ai știut. Și ce vreți de la mine? Nu ne place ceea ce ai hotărât să faci? Fii cu minte și renunță. Bine? Nu. Nu renunți. Nu mai sunt micul și necunoscutul Gigi Ghidul. Acum sunt un om celebru. Vom vedea dacă puteți să mă înfruntați. Glasul râse fără nicio intonație, iar lui Gigi începură să-i clânțe ne dinții. <laughs> ești un nimeni! Noi te-am creat! Ești o păpușă de cauciuc! Noi te-am umflat, dar dacă ne superi, lăsăm să iasă tot aerul din tine! Nu cumva crezi serios că ceea ce ești acum ți se datorează mai ție și nemsemnatului tău talent? Ba da, așa cred! <laughs> Bietul micuțul Gigi! Ești și rămâi un fantezist. Mai înainte era prințul Girolamo sub masca sărmanului coate Dar acum ce ești? Sărmanul coate sub masca prințului Girolamo. Totuși ar trebui să ne fie recunoscător căci în definitiv noi am fost cei care ți-am îndeplinit toate visurile. Nu e adevărat. E o minciună. Ce idee! răspunse glasul și râse din nou fără nicio intonație. Tocmai tu vrei să ne înveți care e adevărul. Păi mai înainte spuneai doar mereu tot felul de fraze frumoase despre ce e adevărat și ce nu e. Nu, bietule Gigi, nu o să-ți meargă deloc bine dacă vei încerca să te referi la adevăr. Cu ajutorul nostru ai ajuns celebru pentru scornelile tale. Pentru adevărul nu ești însă competent. De aceea trebuie să renunți. Ce-ați făcut cu Momo? Îți mai sparge drăguțul tău căpșor confuz cu problema asta. Pe ea nu o mai poți ajuta și cu atât mai puțin povestind acum istoriile despre noi. Singurul lucru ce-l vei realiza astfel va fi că frumosul tău succes va dispărea tot atât de repede pe cât a apărut. Desigur că tu singur trebuie să hotărăști. Nu vrem să te împiedicăm să faci pe rău și să te ruinezi, dacă ți atât de mult. Să nu te aștepți însă din partea noastră că vom ține și în continuare mâinile noastre o peste tine, dacă te arăți atât de nerecunoscător. Nu ți este cum mult mai plăcut să fii bogat și celebru? Uf, ba da. Ei, vezi? Prin urmare nu te mai ocupa de noi, da? Mai bine povestește-le oamenilor în continuare lucrurile ce doresc să le audă de la tine. Cum aș putea să o mai fac? acum când știu totul. Îți dau un sfat bun. Nu te lua atât de tare în serios. N-ai atâta importanță. Privind lucrurile astfel, poți foarte frumos să continui ca și până acum. Da, șopti Gigi privind fix. Privind lucrurile astfel. Pe urmă, se auzi un pocnet în receptor, iar Gigi închise și el telefonul. Se prăbuși pe tăblia mesei sale mari de lucru, ascunzându-și obrazul în mâini un hohot mut îl zguduia. Începând din acea zi, Gigi pierduse orice fel de stimă față de sine. Renunță la planul său și continuă ca și până atunci, dar în același timp se simțea ca un șarlatan. În realitate chiar era unul. Mai înainte, fantezia lui îl purtase pe căile ei din văzduh, iar el o fără nicio grijă. Acum însă, mințea. Știa bine că acum făcea pe paiața, pe măscăriciul publicului început să șurască activitatea, astfel poveștile lui deveneau tot mai stupide sau sentimentaliste. Toate acestea nu-i scădeau însă într-un nimic succesele, din potrivă. Se vorbea despre un nou stil și mulți încercau să-l imite. Devenise marea modă. Gigi n -avea însă nicio bucurie. Acum știa doar cui se datorează totul. Nu câștigase nimic. Pierduse totul. Totuși, gonea mai departe cu automobilul de la o programare la alta, zbura cu avioanele cele mai rapide și dicta neîncetat secretarilor sale, oriunde s-ar fi aflat, vechile povești îmbrăcate într-o haină nouă. După cum se scria în toate ziarele, el era surprinzător de fecund. Astfel, visătorul Gigi se transformase în micinosul Girolamo.